O grupare infracțională formată din 30 de membri a fost destructurată în urma unei acțiuni organizate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Pitești. Acțiunea a avut loc marți când s-au efectuat 20 de percheziții în mai multe județe, dintre care și județul Argeș. Acțiunea a avut loc în această săptămână când s-au efectuat 20 de percheziții în mai multe județe, dintre care și județul Argeș. Mai mulți suspecți au fost duși la audieri, indivizii fiind suspectați de comiterea mai multor infracțiuni informatice și de proxenetism. La acțiune au participat și doi polițiști din Italia, precum și un reprezentant Europol. Simultan au avut loc descinderi și în Italia, sincronizate și coordonate de către procurorii din cadrul Procuraturii Republicii din Monța. În județul Argeș a avut loc o percheziție la Pitești, cel vizat fiind unul dintre membrii care au legătură cu acest dosar. Anchetatorii știu că gruparea era formată din 30 de membri. A reieșit că începând cu anul 2013, membrii grupului infracțional organizat ar fi montat dispozitive de tip skimming la ATM-uri din Franța, ar fi falsificat instrumente de plată electronică și le-ar fi pus în circulație prin achiziționarea de produse de vestimentație și încălțăminte de la mai multe societăți comerciale din Italia. Cei în cauză ar fi obținut venituri ilicite de aproximativ 60.000 de euro. În urma percheziților efectuate, polițiștii au identificat hard-discuri, laptopuri, tablete, suporți optici, memory stick-uri, telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare, precum și suma de 20.000 de ron și 4.100 de euro. Au fost emise de autoritățile italiene 7 mandate europene de arestare preventivă, fiind găsiți doar 3 dintre cei vizați. Dintre aceștia se numără și un cunoscut interlop bucureștean, liderul grupării în vârstă de 50 de ani. Acesta a fost găsit în timpul descinderilor fiind dus la audier la parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.